Începe România în direct cu Cătălin Striblea. Te ascultăm. Tu ești vocea care contează. Bun găsit, bine ați venit la cea mai importantă dezbatere din România. Ați observat că oficialii români nu reușesc să vorbească pe înțelesul nimănui când e vorba de cheltuieli, de economie. Bine, ei le potrivesc când vine vorba de pensii și salarii. Acolo știu că e de dat din pix. Mai mărim cu 10%, mai mărim cu 15%, ne certăm. Iar când e vorba de salariile lor, treaba merge și mai bine. Dar când trebuie să spunem câteva adevăruri dureroase despre mecanisme simple, devine mai greu. Și asta o să facem aici, la România, direct la Europa FM. Zicerea asta e destul de simplă acum. Dacă până acum ne-a fost greu cu banii, de acum înainte va fi și mai complicat. De ce? Hai să explicăm. Ați văzut ieri că BNR a mărit dobânda cheie la un nivel neașteptat de mare în încercarea de a mai opri inflația. E 6,25, dar în alte state, rețineți, este și mai mare. BNR încearcă să strângă astfel din banii existenți în piața românească și să facă creditele cât mai scumpe. Astfel, dacă nu vor fi bani care să ruleze în comerț, atunci este posibil ca inflația să mai fie stăpânită. Sigur, e nevoie și de o temperare a prețurilor la energie, dar aici BNR nu are atribuții, iar guvernul nu are soluții. Și tot zilele astea, BNR mai face un anunț, zice așa: economia deja încetinește, merge mai prost ca în trimestrele trecute, ne pregătim de recesiune, iar mulți români se pregătesc probabil de o sărăcie și mai mare. Iar la nivel personal ne pregătim de obstacole greu de trecut. Unul dintre acestea este plata ratelor. Nu cred că a crescut nimănui salariul astfel încât să reușească să rămână în calculele pe care și le-a făcut inițial. Da? Cred că cei doi indicatori, robor și RCC, pe care i-am învățat cu toții, acum am devenit specialiști în chestiunea asta, cresc cu asemenea viteză încât pentru mulți ratele vor ajunge să fie cea mai mare parte din venituri. Și asta vreau să-mi povestiți azi. Cât de mare e povara asta a ratelor pentru voi? Perspectivele arată că povara asta o să se accentueze pe măsură ce dobânda cheie se mărește, pentru că știți de câte ori BNR mărește dobânda asta cheie, cum îi zice, dobândă de referință, adică banii pe care îi plătește băncilor, se scumpe și creditele. Deci așa funcționează mecanismul ăsta economic. Deci nu poate să mărească la nesfârșit, că aia care au bani de plătit la credite mor. Nici nu poate să o țină jos, că atunci mărim cu toții de la inflație. Da? Bun, aici așa funcționează mecanismul ăsta. Colac peste pupăză, dacă o să dați drumul azi la televizor, o să-l vedeți pe domnul Ciolacu luptând cu comunismul și zicând: domnule, nu mai putem ca în comunism, mărim impozitele la case. E, acolo e disperare cu fondurile pentru comunitățile locale. E clar de ce le dau voie să facă asta. S-ar putea mări, atenție, cu 50%. Mai povestim despre asta. Dacă când ai și rată la credit și îți mai pune și impozitul la casă, parcă începe să te doare, să te doară un pic. Bun. Cel mai mare pericol pentru noi în perioada medie următoare, de fapt oameni buni, este sărăcirea clasei mijlocii. Ori în luptele astea cu comunismul sau cu alte năzăreli din astea, de fapt pierdem lucrul ăsta din vedere. Că foarte mulți români care au crescut, au prins o brumă de cheag în ultimii 20 de ani, s-ar putea să le meargă foarte prost. Și acum căutăm răspunsuri de la stat, de la bănci și de la noi. Asta e propunerea pentru emisiunea de astăzi. Numărul de telefon 0372069599. Îl repet pentru cine vrea să vină aici să sune întâia dată. 0372069599. Cât reprezintă rata la credite din veniturile voastre? Cum a crescut aceasta în ultimele luni? Ați solicitat amânarea plății creditelor? Este acum un moment potrivit pentru majorarea impozitelor? Da. Aștept să ne spuneți, pentru că vreau să înțeleagă și mai mari noștri cum arată, domnule, România de la firul ierbii. Asta e important. Ne găsiți pe Facebook, da, și cred că e bine să vă uitați și acolo. Avem și un număr de WhatsApp, 0728-3132. Adina, tu vorbești prima la Europa FM. Bine ai venit! Bună ziua! Sunt Adina din Cluj și vă spun în dublă calitate. Sunt și economist și posesor de credite. Și aș vrea să vă spun că, deși atunci când ai o problemă medicală sau, mă rog, de ordin avocațial, îți suni un prieten din domeniul respectiv ca să-i ceri informații înainte să te consiliezi cu un furnizor,
Nimeni nu m-a întrebat despre credite, că și-a luat un credit. S-au dus direct la bancă, acolo banca e ca o societate comercială, are interesul de a vinde. Și majoritatea au ajuns la gradul acela de îndatorare de 40%, care este extraordinar de mare, date fiind acum creșterea. Scuze, n-am auzit bine. Se merge până la 40% din veniturile nete, ca și rată. Iar dacă rata se dublează, ajungi la 80%, ceea ce e extraordinar. Asta voiam să spun, că mi-au povestit colegii înainte de emisiune, că ei au semnat pe acel 40%, știi? Cum obligă legea, da. Băi, să nu-i sărăcim pe oameni. Dar pe măsură ce IRCC și robor se măresc, 40% ăla nu mai ține nimeni cont de el și au ajuns oamenii să aibă normal mult peste 40%. Păi, normal, dar nu firesc. Păi da, asta oamenii, dacă nu au studii economice, n-au avut cum să anticipeze. Dar dacă s-ar fi consultat cu niște persoane care sunt în domeniu, le-ar fi spus că de-a lungul a 30 de ani poate să crească de 2-3 ori în această perioadă ratele, chiar și până la dublu, că se întâmplă, că e inflație, că e ciclicitatea economică. Am mai avut această problemă și în 2008, o avem și acum și probabil va mai fi iar peste 10 ani, peste 12 ani, peste 14 ani. Deci trebuie să te aștepți în 30 de ani și la creșteri de genul ăsta. De asta nu trebuie să mergi la 40%. Ca și idee, ratele au crescut cu 38% la IRCC și 50% la cele cu robor. Da, atenție, personal... aici e un mecanism, stai o secundă să le explicăm oamenilor. Deci mecanismul e în felul următor. Când, de exemplu, voi auziți că dobânzile la IRCC se măresc cu 1,4 puncte procentuale, că așa se vorbește, pe mine asta mă scoate din minți la economiști, la cei care apar la televizor. IRCC se mărește cu 1,4 puncte procentuale. Asta înseamnă că, în realitate, ție rata îți crește cu 17%. Asta trebuie să le spună cineva oamenilor. Nu 1,4, că între 1,4 și 17% e mare diferența. Și a doua zi se trezește că primește scrisoare de la bancă și zice, aoleu, cum 17%? Da, deocamdată deci suntem la între 38 și 50% și eu mă aștept să se ajungă la un 85%, poate chiar și 100% într-un scenariu mai urât. Ca și ideea, a zis că ce facem, cum ne redresăm. Păi eu personal o să rambursez anticipat o parte din ele. Aș încuraja pe toată lumea să facă treaba asta. Sau dacă nu se descurcă nici cum, să încerce să vândă și să cumpere ceva mai ieftin cu un credit mai mic. Nu știu, asta ar fi varianta. Mecanismul de amânare nu duce la un câștig, din contră, un cost al creditului mai mare. Iar inflația numai așa o putem tempera prin dobânzi mai mari și prin încurajarea economisirii cu dobânzi mai mari și la depozite și de aici câștigă banca, n-are cum altfel. Îți spun o întrebare, că zici că ești economist, da? Uite, răspunde, nu încurajezi trecerea de la robor la IRCC. Robor la IRCC și nici dobânda fixă pe care oferă banca acum, au dobânzi de 10% și peste 10%, deoarece peste un an jumătate o să ajungem iar la dobânzile de 6% și nu o să fie deloc drăguț să vezi că ai 10-11% pe 20 și ceva de ani și alții au 6%. Dacă dobânda fixă e mult mai mare. Mulțumesc tare mult, Adina, bune explicații, e ceea ce aștept de la voi. Adică avem probleme, dar căutăm și soluții. Ne scrie cineva din străinătate. Păi aici e o diferență la care mă uit la băncile din străinătate și băncile din România. Ceva nu-mi dă, îmi dă cu virgulă. Spune așa, sora lui are o rată fixă la apartament în străinătate pentru primii 5 ani, care reprezintă 10% din salariul familiei. Menționez că rata este mai mică decât chiria pe care o aveam. Și, nu, el plătește în străinătate 10%, da? 10% din salariul familiei, în timp ce în țară sora lui plătește 50% din venit pe rată. Ce să vezi? E și asta un lucru la care trebuie să ne uităm. Bogdan, salutare, bine ai venit la România în direct. În ce situație ești? Salut! Mă auzi? Te ascult. Noi avem un credit ipotecar, de fapt soția are un credit ipotecar pe care l-am luat în decembrie. E calculat pe baza IRCC-ului și avem deja două creșteri de rate, una de 300 de lei după primele 6 luni și acum încă 300 de lei. Ceea ce este o creștere enormă, a 20%, și la cum se preconizează că va crește IRCC-ul, probabil vom ajunge la o creștere de 50% a ratei. Da,
Da, posibil ce explica mai departe, ce explica mai devreme Adina. Dar spunem în valoare, dacă se poate spune. Cât plătești lunar? Păi momentan rata este de 3600 de lei. Wow, un ipotecar la o casă. Rata inițială a fost de 3000 și acum s-a mărit la 3600, adică o creștere de 20%. Mai că măiculița mea, 3600 de lei? Da. Dacă se va menține această creștere, soția va ajunge să plătească o rată la 50% din venitul ei aproape. Ceea ce este enorm, chiar și la un salariu destul de bun. Da, într-adevăr, e foarte mult. Asta cu creșterea ratelor ca să stopezi inflația, nu sunt de acord cu ce a zis doamna de dinainte. Nu cred că se va stopa niciun fel de inflație. Nu, atenție, mecanismul e așa, că Banca Națională mărește o dobândă cheie, adică dobânda pe care o dă la depozitele sale ca băncile să aducă banii acolo, și o pune la un nivel destul de atractiv, astfel încât să nu mai fie bani în piață. Dar pe măsură ce mărește dobânda asta cheie, se măresc și vouă ratele, ca așa cur mecanismele astea, că se scumpesc creditele. Da, dar sunt oameni care probabil că acum se îndatorează mult mai mult. Adică, nu știu, dacă în salariu de 3.000 de lei și ți-ai făcut un credit prima casă și plătești, nu știu, 1.300 de lei rată, probabil că acum ești îndatorat undeva la 70-80%. Sunt sigur că există și oameni în momentul ăsta care au îndatorare extrem de mare. Păi, și ce soluție ai, Bogdan? Adică, la ce te gândești? Păi, eu chiar am vorbit cu cei de la bancă astăzi. Așa. Și o soluție era să faci o refinanțare cu dobândă fixă. Da, 10%. Doar că băncile, bineînțeles că odată cu creșterea dobânzilor, au crescut și dobânda fixă. Firesc, da. Pentru că eu am mai făcut o simulare fix acum 3 luni de zile. Eram curios ce ar însemna. IRCC-ul nu crescuse foarte mult, crescuse doar prima rată cu 300 de lei. Și cu dobândă fixă, rata ar fi fost de 3800. Și am zis, ok, e creșterea foarte mare. Astăzi, când am discutat din nou, dacă aș vrea să fac refinanțare cu dobândă fixă, ar trebui să plătesc undeva la 4.600 de lei, pentru că i-au mărit și dobânda fixă. Firesc. Adică cumva și-au dat seama că mulți vor veni și vor face refinanțare în dobândă, cu dobândă fixă, și au crescut și dobânda fixă băncile ca să poți să plătești cât mai mult. Firesc. Eu aici mulțumesc tare mult. Soluția, te rog, sincer să fiu, cea mai bună ar fi să vinzi și să vinzi proprietatea și să achizi creditul. Și unde te duci? Păi, sincer să fiu, pot să plec în afara țării. Adică la un venit peste sigur. 9.000 de lei pe lună, da. O soluție este să pleci. Adică mai ales în situația în care în mare parte noi muncim remote. Da, aici e un caz fericit, da. Ok, și te duci cu chirie și încerci să-ți aranjezi astfel viața, da. Poți o perioadă, da, poți să stai cu chirie. Adică, până la urmă, poți să renunți la o proprietate de genul ăsta, decât să stau să plătesc ani de zile, adică să... Și până la urmă, singurii care-ți câștigați aici sunt băncile. N-aș vrea să te întristez, dar îmi scrie Cătălin din Germania, a luat anul trecut credit cu dobândă fixă, fii atent, dobândă, 1,15% pentru 20 de ani. Rată fixă 570 de euro lunar. Cred că... Na. Trebuie să te duci acolo. Deși suma de bani pe care am împrumutat-o probabil e mult mai mare ca a ta, ca aici să fac diferențele, da. La totuși, ce sumă poți repeti? Nu, n-a zis suma, dar bănuiala mea este că el a luat câteva sute de mii de euro, spre deosebire de tine care ai luat câteva zeci de mii de euro. Ca așa să explică lucrurile astea. În fine. Da. 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 Mulțumesc tare mult, îți doresc spor la treabă și, Doamne, am stat să mă gândesc, 3600 de lei. Băi, nene, este absolut ireal pentru unii oameni, sigur că au și venituri mai mari, dar este o poală de bani, o căruță de bani să dai în acest moment. Și aici se naște una dintre întrebări. Da, nu cumva în zona de profit și acestea trebuie să aibă o responsabilitate sau și profitul trebuie să vină cu responsabilitate socială? Mă gândesc... România în direct. Cătălin Striblea la Europa FM. Mihaela, salutare, de unde ne suni? Bună. Vă sun din București. Am ascultat ce spuneau colegii din înaintea mea.
Și spun în felul următor, mai ales pentru domnul care a fost înaintea mea. Uneori nu poți să-ți lași locuința și să pleci în altă țară. Sunt o mămică de 2 copii. Am mai auzit? Da, te ascult. Dar știi ce rugăminte am? Ai putea să nu vorbești pe speaker? Că ne auzim foarte nu bine. Și... Nu ești pe speaker, așa sună camera de acolo. E un pic de eco. Da. Spuneai că ești o mămică cu 2 copii, am înțeles bine? Da, și cum din ce în ce mai frecvent se întâmplă în România noastră, sunt monoparentală. Asta înseamnă că îmi cresc singură copiii. Pentru mine, să-mi schimb domiciliul în altă țară, ar însemna să destabilizez copiii, să-i mut, să, așa mai departe. Deci această soluție nu este una viabilă pentru toată lumea. Vis-a-vis de rate, vorbeați acolo, eu am pornit un credit cu prima casă cu 1250 de lei, în momentul de față am aproape 1900 de lei okay. de plată. Asta înseamnă cam jumătate din venitul meu. Deci tu plătești 1900 cam din 4000 de lei, hai să zicem din 1000 de euro cât iei pe lună sau spre 1000 de euro. Da. Și cum te descurci tu de una singură cu 2 copii și cu ratele astea? Am niște soluții care sunt mai puțin răsturnătoare de lume și atunci și-am auzit și la voi chiar, pe știri, fac car sharing. Asta înseamnă că împart mașina pe care o folosesc de serviciu cu alte persoane și da, mai câștigi un bănuț și de acolo. Dar nu oricum să acopăr diferența dintre credite. Te-ai gândit să refinanțezi? Momentan nu permit să refinanțez. Adică băcile la ce salariu am trecut acum pe carte de muncă, nu, nici nu stăm de vorbă. Ok. Ok. Și asta e foarte interesant. Deci, de ce? Pentru că ai alt salariu decât câștigi în realitate? Da, în realitate câștig și bonusuri și alte lucruri din activitatea mea, dar pe carte de muncă este trecut un anume venit, care nu este constant. Adică cu bonusuri și asta nu este constant cât banca să le vadă ca fiind valabile. Și ce așteptare ai tu în situația asta? Când dau seama că îți va fi teribil de greu. Singura așteptare pe care o am este să ne ajute bunul Dumnezeu, ca altceva. Să-mi dea idei. Da. Există varianta aceasta și sigur că ea e cea mai la îndemâna noastră a tuturor în a ne reorienta viața profesională. Adică va trebui să muncim mult mai mult ca să acoperim lucrurile astea. Dar eu vreau... Da, și mă bucur că ai adus discuția aici. Chiar ieri am avut un interviu exact în direcția asta, să schimb, să câștig mai mult. La o companie mult mai mare față de cea pe care, la care lucrez deja, cu, bineînțeles, mult mai multe cerințe, cu mult mai multe standarde și, bineînțeles, și eforturi, da? Psihice și de timp și de așa. Și culmea, surprinderea mea a fost că veniturile erau chiar mai mici decât ceea ce am în momentul de față. Da. De la o multinațională. Îți mulțumesc tare mult și înțeleg de ce. Pentru că economia încetinește în momentul ăsta, da? Ăsta e primul lucru. Economia României nu se mai simte atât de bine. Perspectivele sunt destul de negre. Oamenii și-au niște măsuri de prevedere în momentul acesta și da, multe companii s-ar putea să plătească mai puțin. Dar aici mă întorc la o frază a domnului Sărescu, care zicea în august, la raportul privind inflația așa. Băncile au sărit calul și au dus robor, indicele ăla pe baza căruia se stabilesc ratele, peste dobânda cheie. Au suprareacționat, a fost clară tendința băncilor și a traderilor să privească pesimist viitorul. Și acum, vreau să vă zic o chestiune pe care ar trebui să o înțeleagă și mulți politicieni din România, dar și multe companii și corporații. În această criză teribilă pe care o trăim cu toții astăzi, se vede în felul următor. Oameni precum Mihaela, care din 4.000 de lei plătesc 1.900 pentru rate plus alte cheltuieli. Și să văd companii mari din România și din lumea asta care au cele mai mari profituri din istorie. Cele mai mari profituri din istorie.
Inflația vine din prețurile la energie, din banii pe care estimata Uniunea Europeană îi dă aici și noi nu reușim să îi încasăm în țara asta, dar în alte țări se încasează. Foarte mulți bani care sunt aruncați în sensul acesta și, și care se duc în profituri care nu sunt conforme cu echilibrul social. Această criză și această inflație și plata creditelor este decontată în această țară de clasa mijlocie care suferă din ce în ce mai tare. Ori, astăzi, sunteți nevoiți să găsiți mecanisme care să oprească lucrurile astea, inclusiv o reașezare a pieței de energie, dar chiar și lucruri care, sigur, în capul nostru ar putea suna comunism, dar care sunt importante pentru oamenii care muncesc din greu. Salut, Adi, bine ai venit! Salutare, bine v-am regăsit! Eu aș vrea să punctez câteva aspecte, dar am și o rată. Nu este împovărătoare, pentru că lucru care m-a salvat este că încă de acum câțiva ani am apelat la ceva educație financiară. Și mă felicit de nenumărate ori, pentru că chiar aplic și aplic deja de 5-6 ani ca la manual. În cazul ratelor, știți că specialiștii spun să nu te îndatorezi mai mult de 20%, pentru că acei 20%, dacă se dublează, reprezintă 40% din venituri. Și acea ciclicitate de care a spus prima ascultătoare. Dar dacă ai 40%, ajungi la 80%. Deci am aplicat ca manual ce spun anumiți analiști și mă felicit încă o dată. Deci pentru mine încă nu este o problemă, deși mi-a crescut rata cu 30%. Adică de la 1280 de lei am ajuns la 1650 acum, dar reprezintă 20%, am ajuns acum la 20%. Deci încă nu e o problemă. Asta ar fi primul aspect. Al doilea aspect, nu pot să nu observ manipularea BNR. Adică BNR spunea una într-una, luați credite în valuta care o câștigați, nu luați în euro. Asta ei, era cu la... mulți ani, da. Da, după 2008, după ce a crescut euro. Dar iată că la euro avem o dobândă stabilă, deși la nivel european suntem undeva la 8%, iar la lei crește în continuu. Trei la mână. Nu e suficient ca guvernator să atenționez băncile. Eu pot să vă spun și în calitate de investitor la Bursa București că primele trei bănci, nu le dăm nume, au profituri istorice care nu le-au avut niciodată. Primele asta trei bănci mai din sistemul bancar. Corporațiile din România au niște profituri care depășesc echilibrul social. Astăzi. Deci trebuie într-adevăr să faci profit. Și eu lucrez într-o multinațională și am două mici afaceri și fac profit, dar am un profit de 10, 15, 20%, nu profituri de 100% și așa. Și în al treilea rând, ultimul aspect care vreau să-l funcționez, este că, din păcate, statul român este nefuncțional. Deci statul român, la fel ca și în criza energetică, în această criză financiară, trebuie să se orienteze spre oamenii vulnerabili. A fost doamna dinainte cu doi copii și eu am doi copii, dar am și soție. Acolo trebuie să se îndrepte statul român spre persoanele vulnerabile. Chiar este un caz tipic. O mamă singură cu doi copii. Deci statul român alege simplitatea din cauza incompetenței și a lipsei de capacitate administrativă. Dăm la toți, dar de fapt nu ajutăm pe nimeni. Exact. Și mai e un cheie. La unul dintre punctele pe care le-ai spus, vreau să intervin. De ce dobânzile alea sunt mai mari în România? La lei, de fapt. Pentru că, uite, ne scriu și oameni din Danemarca. Ne scrie Anca din Danemarca și zice, domnule, eu am o dobândă de 1% pe an pentru 30 de ani și o rată de 800 de euro la 3 luni, iar 20% cu 5,75 pe 15 ani, cu rata de 130 de euro pe ambele rate fixe. Da, are două credite. De ce sunt mai mici acolo? Pentru că România, cum zici, e o piață instabilă, da? Pentru că economia românească nu performează chiar spectaculos și pentru că statul se împrumută al naibii în piața asta, încercând să susțină niște mecanisme care sunt foarte proaste. Și băncile știu chestiunea asta. Știu ce face statul român cu banii, știu unde îi cheltuiește și atunci împing foarte tare pe leu. Și chestiunea asta se decontează de către stimatul cetățean de clasă mijlocie. Cred că l-am pierdut pe Adi, nu? Da, mai sunt. Nu, ascultam cu atenție. Da, ăsta e mecanismul. Așa de asta e euro, e o chestiune mai stabilă. Și încă ceva. Ce an suntem? 2022? Ții minte de când trebuia noi să fi intrat în euro? Și cine nu... Nu intrăm pentru că așa. Euro
această umbrelă, normal, la o ploaie puternică, e bine să ai o umbrelă mai mare. Nu intrăm pentru că nu respectăm, nu avem anumită strictețe a cheltuielilor, da. Ne place exact. Cu deficit de 9%, să aruncăm în stânga, în dreapta, și acum o să suferim mai tare ca țările cu disciplină. Zi peșleau. Deci nu intrăm în euro pentru că politicianul român îi să ia pomana dacă intrăm în euro. Asta e de fapt. Îi să ia mecanismul de pomană. Corect. Nu mai poate să angajeze aiurea la stat, nu mai poate să cheltuie banii aiurea pe diverse pomeni pe care le face acolo și nu-i mai convine că nu se poate duce în deficit 9%. Să vă zic la cât se împrumută România în momentul ăsta? Dar ce interesează chestiunea asta? Pe cine naiba interesează? Las că se împrumută pe viitor. Adi, mulțumesc pentru sfaturile tale. Spor la treabă, îți doresc. Da, zice cineva așa, România nu este în zona euro, nu se poate compara piața bancară din țări ca România cu țările din zona euro. Evident, dar eu vă prezentam tocmai asta ca argument de intrare în euro. Da? Și încă o chestiune. Uitați-vă un pic la marjele de profit, adică de ce în zona euro este acceptabil să ai profituri mici și în zona lei este acceptabil să ai profituri de 100% într-un an? Raluca, salutare, bine ai venit! Nu mai avem pe Raluca? Nu merge? E Cătălin, salut! Să trăiți, domnul Cătălin Sribea, vă ascult de dimineață, bună ziua ascultătorilor dumneavoastră. În legătură cu dobânzile, chiar acum 2-3 zile am trecut pe la bancă, că am și eu un credit, bineînțeles, pe firmă. Mi s-au comunicat că roborul a urcat undeva cu taxele lor, la Banca Transilvania mă refer, undeva la 11,5%, de la 2%. Pentru norocul meu că în iunie finalizez creditul și asta este, o să mă chinui să-l dobor, să-l achit. În legătură cu... De asta e un pic. Cât câștigi tu e creditul ăsta? Deci câștigul ar fi suportabil, că sunt singurul angajat, propria mea... Am înțeles. Activ. Dar oricum e destul de mare, se simte. Mai ales în domeniul transportului, că vedeți cum e motorina... E foarte scumpă. Apropo de ajutorul ăla de 50 de bani pe litru care ne l-au promis domnii guvernanți că ne ajută, nu am reușit să recuperez nimica din cauza că o motivație de la Autoritatea Rutieră București, că prin ei s-au făcut toate demersurile și au spus că nu sunt fidabil din cauza că nu am alimentat la o pompă cu inel. Și tot așa, niște motive din astea. Eu te înțeleg, dar vreau să și mi-închipui că pentru afacerile din România este mult mai greu decât pentru oamenii care, mă rog, se îngrijesc doar de familia lor. Și o să facem o emisiune specială pentru chestiunea asta. După isprava asta cu creditul, te mai gândești vreodată să te mai finanțezi așa? Că, până la urmă, afacerile ar trebui să trăiască și din credit foarte multă vreme. Deci, drept să vă spun, am ajuns la o concluzie, fiind administrator unic și îmi permite legea, așa. Am renunțat la carte de muncă, deci nu mai plătesc taxele, precum sunt administrator unic și îmi permite legea să nu mai fiu angajat, propriu angajat, ca să pot să mă hârii pentru o perioadă care va fi. Nu se știe cum și cum va evolua situația. Dar suntem obligați să mergem înainte. Dacă nu, trebuie să închidem, să ne luăm valiza și... Am înțeles. Pe Europa, cum s-ar spune. Aha. Deci, la multă lume, deci, ieșirea din criza asta s-ar putea să fie o ieșire europeană, să zic, adică o plecare din țară. Mulțumesc tare mult, da, Cătălin. Vroiam să vă spun un pic cu impozitarea, că am văzut că ați avut o discuție și despre impozitarea... Da, uitam acum că domnul Ciolacu numărește și impozitele la casă. Exact. Eu fiind chiar și consilier la mine acolo, într-o comună și chiar nu știu dacă pot să dau numele comunei. Comuna Bârsănei, județul Bacău. Așa. Deci, acolo am crescut, acolo m-am născut. Probabil că acolo
voi avea și sfârșitul. Deci, nici la ora actuală, deci de 30 de ani, 33 de ani de la Revoluție, nu avem apă curentă, nu avem canalizare, așa, nu avem gaze. Proiecte s-au făcut, peste proiecte, chiar la gaz s-au făcut, e al doilea proiect, nici în ziua de astăzi, nimic. Păi și legătura cu impozitele care? Păi nu, vreau să vă spun că legătura cu impozitele ar trebui să, deci guvernul, să ia cont de chestiile astea, că unde nu sunt, cum s-ar spune, condiții, deci avem sate care nu avem asfalt, nu avem canalizare, nu avem apă, mai ales că a fost problema secetei anul acesta. Deci oamenii cărau apă de la 3-4 km cu bidon. Eu înțeleg lucrul ăsta, ai vrea să nu se mărească impozitele. Mulțumesc tare mult, dar ideea nu funcționează așa. Ia mai schimbați-vă și voi primarul cu ocazia asta. Raluca, salutare, bine ai venit. Bună, salut Cătălin. Bună, salutare. Mă uitam aici, ne scrie cineva că și-a luat apartament în 2018, 820 de lei rată atunci, 1510 acum. Deci de la 820 la 1510. Tu cum stai? Eu am făcut, noi am făcut credit în perioadă de criză, anii 2013, și creditul ipotecar avea o valoare destul de măricică la momentul ăla, reprezenta cam așa până în 20% din bugetul familiei, neavând copii. Anul trecut, de la un 3200 rată inițială în 2013, ajunsesem în luna august să plătesc un 2500 de lei. La începutul anului, cred că prin după declanșarea războiului, când s-au tot anunțat aceste scumpiri ale dobânzilor la credite, până să apară în presă, până să se vehiculeze la televizor trecerea de la robor la IRCC, soțul a făcut o cerere, el fiind titularul de contract al creditului, de trecere de la robor la IRCC. Vreau să spun că a durat 4 luni de zile, timp în care rata la IRC, la robor, crescuse undeva la 3.800 de lei, de la 3.200, și dacă nu eram foarte insistent la ei și nu îi reclamam, nu mai știu să vă spun acum forumul exact care se ocupă de aceste petiții pe care le fac clienții către bancă, nu ne invitau nici acum, cred că, să facem trecerea de la robor la IRCC. Și acum, astăzi, în ce situație sunteți? Că acum sunt curios. Astăzi sunt în situația în care am o rată de 3.100 de lei, mai puțin decât atunci când am contractat-o și mi-am asumat-o de 3.200, pentru că după acele demersuri ale noastre ne-au făcut trecerea la IRCC. Și 3.100, câți bani sunt la voi în casă? Să zic că tot un 20% din bugetul familiei, până în 20%, un 15% chiar. Uh-huh. Deci vă descurcați una peste alta, dar cu eforturile voastre, deci vă mai rămân și niște bani. Cătălin, viața în România este foarte grea și ca să câștigi bani muncești pe rupte. Dacă eu nu știu unde ați auzit voi de profiturile alea de 100%, eu mai mult de 10-12% în domeniul în care noi activăm. Dar nu ești corporație, îmi face impresia, nu? Eu asta spuneam. Nu ești corporație. Asta spuneam, că în momentul ăsta pe corporații, pe servicii, pe anumite servicii, sunt profiturile cele mai mari din istorie. Eu la asta mă refer și știm exact cine sunt. Bănci, energie, chestiuni de genul ăsta, care sigur că pompează în inflație. Eu nu mă refer la românii obișnuiți ca tine, care muncesc cu sânge ca să poată să plătească ratele. De fapt, despre asta e vorba. Și marea mea temere astăzi este legată strict de voi. Adică îmi dau seama că cei care au reclădit țara asta în ultimii 20 de ani sunt în fața unui șoc. Și astăzi se vorbește... Ai pus punctul pe i, că scuze că te întrerup, dar noi chiar am reclădit țara
și dacă putea să mai meargă ceva în țara asta, erau construcțiile și investițiile private, că statul, de când cu pandemia, este total... E total, deci, da. Nu, nu are legătură. Păcata una totală. Nu, nu mai, unde mai vezi azi investiții făcute de stat în România? Dăm un exemplu. Și eu sunt curios, mulțumesc tare mult, și eu sunt curios ce Dumnezeu fac cu banii aia de la PNRR, că ar trebui să facă niște investiții. Știți ce a zis astăzi domnul Ciolacu? Că statul român nu are capacitate să ia banii ăia și că trebuie regândit mecanismul ăla de la PNRR. Bă, măcar suntem, cum s-ar spune, proști, dar recunoaștem. În sfârșit, uite că recunoaștem, că până acum doar ne dădeam mari. Lucian, salut! Bună ziua tuturor, Lucian Dinesc. În primul rând, aș vrea să răspund la întrebarea emisiunii. Noi suntem undeva la 30% din venituri, valoarea ratelor. În jur de 700 de euro plătim lunar. Dar ne descurcăm. Și cum am făcut asta? Am optat în primul rând pentru rate fixe. Tot timpul am optat pentru rate fixe, deși băncile au încercat să ne atragă cu tot felul de oferte. Știm foarte bine că anumite bănci au oferte în primele 2 ani, să oferă o dobândă mai mică. Mă rog, nu am căzut în plasele astea. Apoi există variantele de refinanțare. Dacă ești un tip informat și urmărești cele mai bune oferte ale băncilor, poți să faci o refinanțare a creditelor și să optezi pentru o dobândă mai mică. Sau poți să optezi pentru o perioadă mai lungă de rambursare, dar cu o rată mai mică. Să presupunem că la un moment dat nu îți mai permit veniturile să plătești o rată de 500 de euro. Atunci refinanțezi și îți alegi o rată de 300 de euro, chiar dacă va urma să plătești mai mulți ani. Da, eu sunt de acord cu tine, dar tu știi câtă lume nu e atentă la chestiunea asta? Păi, asta e lipsă de educație financiară. Da, corect, așa e și nu e nimeni să o facă și e un teren virgin, cum se spune, foarte multe companii au profitat. Foarte mulți oameni sunt în necazul ăsta, că până la urmă e un necaz. Uite, tocmai îmi scrie cineva care zice așa, că plătește cât tine, deci 3500 de lei, că așa ai zis, nu? Că ai 700 de euro, da? Da, 700 da, de euro. Da, numai că el are un venit de 4000 de lei în momentul ăsta. Da. Da, nu știu cum a reușit să facă. De el l-a făcut la un venit de 4.000. La un venit de 4.000 a ajuns prin majorări, da. A ajuns prin majorări acolo, da. Da. Asta da, e partea da. Proastă. Și a treia soluție pe care o văd eu la față ratelor este să încerci să câștigi mai mult. Eu mi-am ales o carieră în vânzări tocmai ca veniturile mele să depindă strict de munca mea. Pe lângă această carieră în vânzări mi-am mai transformat un hobby într-o sursă de venit și asta a suplimentat veniturile de mulți ani, de mai bine de 13 ani fac chestia asta. De ce nu ne orientăm să câștigăm mai mult? De ce ne plângem că vai de mine au crescut ratele? Nu putem să influențăm chestia asta, noi, ca și persoane. Asta e foarte interesant. Bunăstarea, da. Atunci, sunt de acord cu tine, bunăstarea nu e un dat și nu poate să țină la nesfârșit. Ea trebuie croită în orice moment al vieții. Dar echilibru între toate chestiunile astea, că oamenii muncesc, adică eu nu cred că nu muncesc și unii își mai caută. Dar nu e nevoie și de un echilibru? E echilibru, într-adevăr. Al doilea job, ce te văzeam că pasiunea pe care am transformat-o în sursă de venit, mi-am mâncat multe weekenduri. Am pierdut foarte mult timp din timpul care trebuia să-l petrec cu familia. Dar am putut să plătesc ratele și am putut să realizez ceva. Pentru că altfel, strângând bani, așa cum ziceau părinții noștri cândva, că strânge bani și apoi cumpărți. Nu reușim. Sau nu avem răbdare. Da. Mulțumesc tare mult. Foarte interesantă discuția de astăzi. Măcar știm cum stăm. Bine. Ne reproșează cineva că au sunat oamenii cu venituri de 10.000 de lei, da? Sunt convins că nu e chiar așa, mă uitam prin mesajele voastre, sunt enorm de multe probleme. Da, putem să ne luăm încă un serviciu, da, cu toții să zicem că putem face asta. Dar nu e musai o soluție, adică pe lângă asta, pe lângă inițiativă
privată, eu aștept și niște mecanisme care să tempereze aceste lucruri, pentru că altfel vom asista la o sărăcire în masă. Încheiem aici. Astăzi, eu sunt Cătălin Striblea și vă spun spor la treabă. Participă și tu, România în direct, de luni până vineri, de la ora 13:15.